Bună dimineața, sper că aveți o zi frumoasă. Eu mi-am luat cafeluța, mi-am pus-o în cana de matică. Azi am simțit nevoia să beau în această cană. Don't let idiots ruin your day, este mesajul. Astăzi am ales să folosesc acest parfum, Bitter Peach. Este copia parfumului cu același nume de la Tom Ford pe site-ul celor de la Lorina. O să vi-l las în descriere. Aveți și un cod de reducere în cazul în care vă tentează să vă cumpărați ceva de la ei. Și haideți să vă citesc. Piersicile de vini, nu știu ce piersici sunt astea, probabil e o zonă undeva în Franța, după cum sună, împreună cu uleiul de portocale roșii siciliene, dau tonul aromei amețitoare a Bitter Peach. Acordurile calde fructate, condimentate cu ulei de cardamon, dezvăluie împreună mijlocul amărui de heliotopium, contopit cu uleiul de davană, nici asta nu știu ce e, dar sunt sigură că îmi veți scrie voi în comentarii, și scufundat în notele de rom absolut și coniac. Profunzimea iasomiei erupe într-un melanj cu lemnul de santal, iar parfumul dulce al vaniliei se armonizează perfect cu boabele de tonka și labdanumul, amplificând puterea dependenței acest parfum într-un ultim val de patchouli. Notele de vârf sunt piersică, portocală sângerie, cardamom și heliotop. Și știu că aici Diana Andronic, prietena mea Diana Andronic, va căsca ochii mari când va auzi de această portocală sângerie. Da, Diana, se simte portocala sângerie și cred că acesta este un parfum care ție ți-ar plăcea. Notele de mijloc sunt rom, coniac, davană și iasomie, iar notele de bază sunt frunze de patchouli de Indonezia, lemn de santal, vanilie, boabe de tonka, cașmeran, labdanum și vetiver. Da, este un parfum care mie îmi place foarte mult. Planul pe ziua de azi este muncă, evident că na, nu putem scăpa de ea. Vrem să ieșim cu bicicletele. E foarte ciudată vremea asta, ba plouă, ba e soare, ba nu știi niciodată. Și am zis că o să riscăm, că dacă ne prinde ploaia, nu muri noi dintre atâta, nu ne topește. Deci planul este după amiază pe la 2 și în funcție de cum reușesc eu să-mi finalizez urgențele, să mergem cu bicicletele în parcul Carol. N-am mai fost de multișor acolo și e un parc frumos și merită să vi-l prezint. Iar pe seară vreau să îmi fac o ședință de epilare definitivă. Aparatul meu este Babyliss, dar o să vă vorbesc mai mult despre el pe seară. Acum mă duc la muncă pentru că vreau tare mult să termin repede și să merg la plimbare cu bicicleta. Parcul Carol a fost inaugurat în 1906 pentru a sărbători 40 de ani de domnie a regelui Carol. Între 1948 și 1991 s-a numit Parcul Libertății, iar în secolul 20 s-a numit Parcul Filaret pentru că este situat pe dealul Filaretului. Parcul Carol este înscris în lista monumentelor istorice. La intrare ne întâmpină această minunată fântână, este fântâna Zodiac. Iar în depărtare puteți vedea monumentul eroilor situat pe dealul, chiar pe dealul Filaretului. Parcul în sine este un monument și adăpostește alte mici monumente, cum ar fi fântâna Cantacuzino, pe care o veți vedea ceva mai târziu, care a fost realizată încă în anul 1870 în stil neoclasic, mausoleul care a fost construit în 1962, îl vedeți pe fundal. În laterale avem monumentele giganților. Iar în zona mausoleului a fost adus în anul 1991 de la Mărășești monumentul eroului necunoscut. Este o flacără care arde veșnic și este păzită de
doi soldați permanent. Acolo e un restaurant, terasă, ceva. Și monumentul. Că undeva pe aici, în stânga, era cândva un secvoia. Aceasta se numește Grota Urșilor, care este, de fapt, un conglomerat de roci care au la bază o apă nu tocmai curată pe care am evitat să o filmez. Dar în care voi sări? Huricanul? Și fugim spre casă, că vine ploicica. Și bineînțeles că m-a prins ploaia. Am trecut în Tineretului, pe aici v-am mai dus și altă dată. Și pedalez fuga spre casă. M-am întors acasă. Ce credeți? A început ploaia. Dar mă rog, erau niște stropișori așa, nu m-au dat prea tare. M-am amuzat că la plecare nu știam dacă să-mi iau sau să nu-mi iau o gecuță, că Eva a râs de mine, hai, te sperie pe tine o ploicică. Nu m-a speriat, dar mi-a prins bine că am avut gecuța aia subțirică. E o geacă pe care mi-am cumpărat-o vara trecută de la Waikiki redusă. Am postat atunci un hol de cumpărături și o să încerc să-l caut să vi-l las pe aici într-un card. Să vedeți cum eram anul trecut pe vremea asta, sau mă rog, mai spre sfârșitul verii, că am luat-o la reduceri gecuța aceea. E o gecuță albastră foarte subțire, foarte ușoară, îmi place că ocupă foarte puțin spațiu, o bag imediat în rucsac și ține un pic și de cald. Dar haideți să revenim la dumnealui, că de asta mi-am făcut, mă rog, să... Upsi, n-a vrut, a zis că să mai așteptăm puțin. Deci m-am întors din parc, nu m-a udat. M-a stropit foarte puțin, dar acum tună și fulger afară, sigur am scăpat ușor. Mi-am făcut un duș, am mâncat o salată de roșii cu brânzătele mea și acum vreau să îl folosesc pe dumnealui
și să vă povestesc. Mi-am luat laptopul ca să vă citesc. Eu minunea asta de aparat mi l-am cumpărat în 2017. L-am folosit atunci și a fost foarte eficient. M-am uitat acum pe site-ul celor de la EMAG și chiar nu mi se pare scump. Eu am dat atunci mult mai mult, la vremea aceea aparatul ăsta costa 1200 și ceva de lei. Și eu l-am găsit o reducere de Black Friday sau ceva și l-am luat cu 600, 500 și ceva de lei. Chiar și așa era o investiție serioasă, constând în faptul că îl foloseam și eu și Eva și practic dintr-o singură ne scoteam banii pe, dacă ne-am fi epilat la salon, de exemplu, la vremea aceea, și eu și ea din două ședințe scoteam costul aparatului, iar pentru o epilare eficientă e nevoie cam de 8 ședințe, adică astfel încât efectul să fie complet. Eu îmi propusesem prin octombrie să încep ședințele astea de epilare, dar n-am reușit, nu știu de ce. Văd acum că există și o aplicație și am citit și pe site-ul celor de la EMAG că există o aplicație care se numește HomeLight Connected. Este compatibilă și cu Android și cu iOS. Și probabil ar trebui să-mi o instalez, că mă gândesc că dacă îmi instalez aplicația asta, aparatul ține minte când mi-am făcut ședințele și mă notifică că au trecut cele două săptămâni sau ceva. În plus de asta, aparatul are mai multe niveluri de intensitate. Eu de obicei îl folosesc la cel mai mic. Am o problemă la căpuț. Am cunoscut atunci, înainte, cam în perioada în care l-am cumpărat, am cunoscut o tipă care își făcuse la salon astfel de ședințe și avea niște arsuri, da? Erau arsuri, efectiv arsuri, destul de neplăcute și nu e mișto în timpul verii să stai cu cizme pentru că nu îți permite, ai niște arsuri care trebuie să acoperite. Și atunci de asta eu îl folosesc la intensitate minimă, dar chiar și așa este eficient. Eu am făcut până acum 5 ședințe, că am început târziu, am început pe la sfârșitul lui februarie, de atunci tot mi-am propus să vă povestesc despre el. Deci dacă vă tentează, o să vă las link în descriere. Spuneam că acum pe EMA costă 374 de lei, ceea ce mi se pare un cost nu prea mare, 375 redus cu 57%. Întotdeauna, în perioada aceasta, sunt reduse pentru că aceste aparate n-ar trebui să se mai vândă în perioada asta sau, mă rog, nu prea se mai vând la fel de tare pentru că nu se recomandă să-ți faci asemenea ședințe de epilare definitivă în timpul înainte sau după expunerea la soare și având în vedere că ai nevoie cam de 8 ședințe, o ședință se face, distanța între două ședințe trebuie să fie cam de 2 săptămâni, asta înseamnă câteva luni în care să nu te expui la soare, de aceea aceste ședințe se fac de preferat pe timpul iernii, eu îmi propusesem octombrie, am început în februarie, uite că m-am lungit în iunie, vara nu vine, nu stăm la plajă, deci ei formi. Dar da, acum este momentul să vă cumpărați unul pentru că sunt reduceri, da? Chiar sunt reduceri considerabile. Haideți să vă povestesc un pic despre el. L-am găsit în varianta albastră. Stați să văd dacă deschid eu pozica asta. Așa ar arăta. O să încerc să filmez un pic totuși pentru că nu vreau să mă chinui să ridic laptopul de fiecare dată când vreau să vă arăt ceva și să vă las niște imagini pe aici, pe undeva. Deci același kit Home Light Essential cu 100.000 de pulsații, aici ar fi, acesta eu l-am avut în varianta, nu e cu mov nici al meu, deci e cu varianta cu acest roze gold, culoarea cred că este mai puțin importantă, important este să vă căutați un aparat care să aibă cât mai multe pulsații. Ce am urmărit eu la momentul la care l-am ales pe acesta, un număr mare de pulsații pentru că lumina aceasta pulsată are un număr limitat de aprinderi. Fiecare asemenea aparat poate fi folosit de un număr limitat de ore, adică nu este veșnic. La un moment dat lumina asta nu mai pulsează, ca să spun așa.
sper că mă exprim corect, așa am zice mie logica, eu am primit împreună cu el la acel moment și acest accesoriu, trimmer, Precision Trimmer, stați că l-am și pe el pe undeva pe aici, acesta ar fi, pe care sincer l-am folosit din plin și vă recomand să aveți așa ceva. Este un trimmer, pe cutie scrie că este pentru bărbați, dar eu l-am folosit. Acest accesoriu este pentru sprâncene și hai să vedeți. Hai că am pățit, ba nu, am crezut că nu mai am baterii. Dacă aveți fire mai lungi, are un, stați să-l opresc că face gălăgie, nu așa de mare, are un, n-ar fi stricat să-l curăț un pic înainte, dar cred că e pătat pe aici. O parte cu peri mai lungi, o parte cu peri mai scurți, depinde ce vreți să tundeți. Eu partea asta cu peri lungi o folosesc pentru a-mi tunde sprâncenele și uite așa, și firele mai lungi pur și simplu le îndepărtez. Deci doar atât. Nu am niciun fel de teamă că mi s-ar putea întâmpla ceva rău și avem și îl putem folosi și așa, fără minunea asta. Asta este detașabilă. Se pune, se scoate foarte ușor. Iar pe ăsta eu am niște fire de păr aici care deranjează și aici. Mai am unele în zona aceasta și periodic mi le tai, mi le tund, cum să zic. Deci foarte ușor de folosit. Îl am în baie, îl folosesc mereu. Funcționează cu două baterii din astea clasice. Nu clasice, mă rog, LR03. Cu o singură baterie, de fapt. Eu nu știu dacă o schimb o dată pe an, că e foarte rezistentă. Hai că am reușit să nu știu ce am făcut aici. Please, please, gata. Așa. Iar capătul acesta se îndepărtează cumva, astfel încât să puteți curăța cumva. A, gata, am reușit. Nu l-am mai folosit de ceva timp pe trimmerul ăsta, astfel încât să poată fi curățat aici de păr și de ce ar putea să mai rămână. Eu acum, bineînțeles, că mai aveam și ceva rest de fond de ten, deci fondul de ten a ajuns și el aici. Deci ăsta este trimmerul. Văd că nu este inclus în oferta pe care am găsit-o eu. O să-l caut separat să vi-l las. V-aș recomanda să aveți un asemenea trimmer în casă. E foarte, foarte eficient. Mi se pare un... o piesă care ar trebui să existe în colecția fiecărei domnișoare, doamne, domnițe, cum vreți voi, și al fiecărui domn, bineînțeles. Dar există și nu neapărat trebuie să vă luați unul de la Babyliss, să știți că există variante mult mai ieftine, găsiți, o să vă las link-uri în descriere, găsiți și variante la câteva zeci de lei, la fel de eficiente. Să știți că eu am mai făcut cadouri asemenea trimmere. Și au fost niște cadouri foarte apreciate, deci vă recomand să aveți un asemenea trimmer în casă. De ce a venit aparatul cu acest trimmer? Pentru că înainte de epilarea IPL se recomandă îndepărtarea părului. Acest aparat este... De ce l-am ales? Că vă spuneam că am căutat să îmi iau un aparat cu cât mai multe pulsații și am căutat un aparat pe care să îl pot folosi și pe față și pe zonele intime, pentru că nu toate au această aplicare sau sunt unele care au un adaptor sau ceva în zona asta, astfel încât să poată fi folosite și pe zonele intime sau pe față. Ăsta nu are nevoie de nimic. Ia să vedem dacă îl pun eu într-o priză, că mi-am luat, ați văzut priza, că e pe aici și se vede, dar nu putem să supraviețuim fără prize. Deci ăsta este aparatul, s-a aprins beculețul, are un ventilator și vă spuneam că sunt mai multe niveluri și voi folosi la nivelul cel mai mic. Eu nu m-am epilat pe mâini pentru că nu prea am păr, am niște pufișori așa și n-am simțit nevoia. Haideți să vedem cum... acesta este butonul de unde se acționează, dar dacă îl țin așa și apăs, nu se întâmplă nimic pentru că el are un senzor care detectează contactul cu pielea. Trebuie fixat... Nici nu știu dacă s-a văzut la voi. Ba da, s-a văzut și la voi. E, și asta este tot. Și practic singura problemă este să fii atent, să nu scapi zone
acoperite. Vă spuneam că eu nu m-am epilat pe mâini, o să îl opresc ca să terminăm cu zgomotul ăsta, pentru că n-am simțit nevoia. Eva s-a făcut și pe mâini, mai de mult, că anul ăsta nu s-a mai făcut deloc. Așa, eu l-am folosit doar pe picioare, unde de asemenea nu am prea mult păr, dar am vrut să nu mai am deloc și chiar că nu mai am. Și la axilă, unde din păcate am foarte mult păr, și nu doar că am foarte mult, dar are o rădăcină îngrozitoare, este neagră și urâtă. Și mă chinuiam destul de tare înainte să descoper chestiuca asta, pentru că trebuia să mă epilez cu ceară cam săptămânal, astfel încât să nu se vadă nimic. Am părul mult gros și cu rădăcina neagră, deci combinația fatală. Mă rog, îl aveam pentru că acum nu prea mai am. Ce să vezi? Deci, ei for me. O să vă citesc foarte puțin de pe site-ul celor de la Evomag din descriere. Și avem așa, epilator cu lumină pulsată, Babyliss IPL 100.000, Laser Home Light Essential. Partea corpului, picioare, mâini, bust, axile, zona intimă, față. Deci asta vă spuneam, când vă alegeți unul, aveți grijă și la zona pe care puteți să o epilați. Tipul produsului, epilator IPL, culoare mă rog, utilizare rezidențială, se folosește doar pe pielea uscată, evident, destinată pentru îndepărtarea părului, tip de operație, lumina pulsată intens, număr de impulsuri 100.000 pe 15 nivele complete pe un program, senzor ecran tactil, ceea ce vă spuneam, dacă nu este în contact complet cu pielea, nu pulsează. La genunchi mi-este greu, pentru că fiind osul, trebuie să prind cumva să fie în contact complet. Eficiență dovedită clinic cu până la 90% mai puțin păr. Într-adevăr, nu dispare chiar de tot și nu este chiar atât de definitivă. Da? Este, epilarea asta definitivă este de fapt temporară, pentru că durează câțiva ani. Depinde acum și de pilozitatea fiecăreia, dar da, nu e forever, trebuie să reveniți. Eu m-am făcut în 2017, atunci am făcut vreo 4-5 ședințe, pentru că tot la fel mă prinsese vara și nu le-am terminat. Nu faceți asta, pentru că va avea eficiență mai scurtă în timp. Chiar dacă vi se pare că părul a dispărut, finalizați-vă ședințele astfel încât eficiența să fie pe durată îndelungată și la un moment dat trebuie să reveniți cu noi ședințe, astfel încât, pentru că foliculul pilos, de fapt această lumină pulsată distruge foliculul pilos, dar el în timp se va reface. Un alt lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere este ca după sau în timpul epilării cu IPL, să nu vă smulgeți firele de păr, nici cu ceară, nici cu epilator din acela cu ace, nici cu penseta, pentru că dacă îl veți smulge, foliculul pilos se va reface, că are și el memoria lui, deci numai cu lama sau cu un asemenea trimmer trebuie tăiat părul, de fapt. Hai să continuăm, că mai am aici de citit. Compatibilitate ridicată, eficient pe 5 tipuri de piele. Da, când l-am luat, citisem în carte, o să-mi instalez aplicația să mai citesc, pentru că trebuie să crește treptat intensitatea aceasta de care spuneam, eu n-am crescut-o și tot este eficient. Fără UV, fără durere, 5 setări de energie, program de epilare în 8 ședințe, ceea ce vă spuneam eu, lumină controlată manual sau continuă, dar într-adevăr există o variantă în care el se aprinde constant și tu doar îl deplasezi așa. Nu am folosit-o pe aceea, pentru că nu știu, vreau eu să văd când, pe unde l-am plimbat pe piele, ca să zic așa. Și apoi mai avem niște caracteristici generale, epilare nedureroasă din toate părțile corpului, aplicare pe zonă mare 3 cm pătrați, acești 3 cm pătrați, și spun ei că durează o asemenea epilare 10 minute pe picioare, 2 minute pe zona intimă, 1 minut pe axile. Așa, siguranță, atenție la sarcină și alăptare, expunerea ridicată la soare, tatuaje și machiaj permanent.
Starea anormală a pielii din zona de tratat, deci niciodată nu tratăm cu IPL o zonă iritată sau zgârieturi sau probleme de genul ăsta și nu se recomandă care au celor care au diabet, ecceme, psoriazis, leziuni, răni deschise, evident. Era cumva evident că nu vrei să-ți lezezi pielea dacă ai oricare din aceste probleme și cred că cam atât ar trebui să vă spun. Dacă mai aveți întrebări sau nu știu, vreți să știți și altceva, lăsați-mi-le în comentarii și o să încerc să vă răspund în măsura în care dețin informația, evident. Dar da, vă recomand pentru mine faptul că am scăpat de axila aia neagră și inestetică și de stresul întregii veri de a îi face ceva, dar a scăpa cumva de părul ăla este un mare, mare, mare plus și măcar pentru zona axilei care este cea mai vizibilă, merită să vă cumpărați un asemenea aparat pentru confortul vostru. Cel mai tare e când plec în concedii, când plecam, că acum, slavă Domnului, stăm acasă, de ne sar capacele, dar, de exemplu, când plecam într-o vacanță de 10 zile, păi în 10 zile îți crește părul de 3 ori. E bine, nu și cu acest aparat. Deci, da, eu dacă nu l-aș avea, mi l-aș cumpăra chiar astăzi și mi-aș face repede câte ședințe mai pot până să... Haideți că m-am lungit foarte tare cu minunea asta de aparat. Am primit și un colețel între timp de la Urgent Cargus. Mă rog, mi l-a adus Urgent Cargus. Colețelul, înclin să cred eu că este de la La Roche-Posay, dar nu o să-l mai desfac astăzi că sunt și obosită și v-am povestit foarte mult și are și clipul foarte lung. Dacă nu știți, eu în perioada aceasta postez zilnic, adică în luna iunie de fapt, așa că folosiți butonul de subscribe și clopoțelul de notificare în cazul în care vă place conținutul meu. Nu uitați că mai aveți doar câteva zile în care vă puteți înscrie la giveaway. O puteți face în videoclipul postat de mine pe 1 iunie, Junely number 1, ca să zic așa. Vă aștept evident și mâine, dacă sunteți curioși să vedeți ce am primit aici și să vedem ce ne păstrează zilele viitoare, pentru că, de fapt, nu, ăsta nici măcar nu o să-l desfac mâine, o să stau cu pacul ăsta în casă până poimine, cred, pentru că mâine e zi de curățenie și să vedem ce o să reușesc eu să filmez din toată chestia asta cu curățenia, dar, așa cum spuneam, subscribe, clopoțel și ne vedem mâine. Vă doresc o după-amiază frumoasă și să ne revedem cu bine. Pa!